Prietenul prietenului meu Este adevărat că nu îți dai seama ce crezi cu privire la Dumnezeu decât atunci când nu ți-a mai rămas cu privire la El decât convingerea exprimată în cartea profetului Ieremia. Tată, tu ai fost prietenul tinereții mele. prietenia lui Dumnezeu își are suprema expresie în împreună trăirea Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Înainte și mai presus de a fi fiu, înainte de a-i se zice, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Înainte de a-i se spune, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie. Tatăl îl numește pe fiul Prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeul cel atotputernic și atotștiutor, Dumnezeul cel mare și înfricoșător, este prietenul prietenului meu. Înainte de a ne vorbi despre mântuire și mântuitor, despre creștinism și creștini, Domnul se recomandă și ne numește prieteni. Nu vă mai numesc robi. Pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Tatăl însuși vă iubește, spunea Isus, și el a venit printre noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Isus este icoana credincioasă a prieteniei Tatălui, fiindcă eu și Tatăl una suntem. Și, deci, cine a văzut prietenia mea, a văzut prietenia Tatălui. Odată cu gândul veșniciei, Dumnezeu a plantat în inimile noastre și între noi gândul prieteniei. Dar, dacă omul este lup pentru om, cum poate deveni realitate acest fel de prietenie? Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de înălțător. Legea nașterii prieteniei dumnezeiești în inima noastră este aceeași cu legea nașterii iubirii. După cum noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, în același fel, îi suntem prieteni și suntem prieteni unii cu alții, fiindcă El ne-a fost prieten mai întâi. Copilul nu se naște iubind sau fiind prieten, ci se naște sălbatic și speriat de necunoscut. Când însă constată că este iubit, încep să se nască în el iubirea și prietenia pentru cei ce îl iubesc și îi sunt prieteni. Și fiindcă în dragoste nu este frică, Frica dispare din sufletul copilului. Adevărata prietenie, prietenia după chipul prieteniei lui Dumnezeu, nu este o simplă formă de simbioză. Ea nu se manifestă doar prin deschiderea ușii sau a contului, ci prin acea nelumiască deschiderea inimii. Domnul nu se simțea ca în cer în casa lui Lazar și a surorilor lui pentru că aceștia erau membri în Biserica lui, sau pentru că aveau multe de oferit. Ci pentru că el era prietenul lor, și ei erau prietenii lui. Testul prieteniei cu Dumnezeu este simplu. Isus n-a stat niciodată la ușa lui Lazar să bată. Semnul prieteniei cu Dumnezeu stă în faptul că am devenit ființe prietenoase. Singur nu este omul care nu are prieteni, ci acela care nu este prieten. Nu lipsa prietenilor. Ci lipsa prieteniei care se dăruiește este seceta care transformă grădina inimii într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. Ca în căsătorie, unde mai întâi întrebi dacă ești tu însuți persoana potrivită, ca în parabola samariteanului, unde nu întreb cine este aproapele, ci întreb dacă ești tu însuți cu adevărat aproapele celui de lângă tine, în prietenie nu întreb dacă. Oamenii din jur sunt prietenoși. Ci dacă tu ești cu adevărat acea ființă prietenoasă și acel prieten de care cel de lângă tine este dureros de lipsit, prietenia Domnului cu noi nu suferă modificări în funcție de prietenia noastră cu El, ci El este același prieten ieri și azi și în veci. Prietenia Lui naște același fel de prietenie în noi și între noi. Neprietenia celorlalți nu ne face niciodată mai puțin prietenoși și trădarea altora nu va face și din noi trădători. Doar atunci vom putea călca în totul pe urmele celui ce a spus, prietene, ce ai venit să faci, fă. Prietenia lui Dumnezeu nu este și nu a fost niciodată menită să fie un surogat pentru prietenia noastră cu oamenii. Aș parafraza textul din 1 Ioan 4,20 cum poți să spui că ești prieten cu Dumnezeu, pe care nu-l vezi, când tu nu ești prieten cu soția, soțul, copiii, cu toți cei din jur, pe care îi vezi? Domnul Isus Hristos, prietenul lui Dumnezeu și prietenul nostru ne spune: Faceți-vă prieteni. Lucrul acesta presupune că înainte de a face și a avea prieteni, să fim noi înșine cu adevărat buni prieteni. Nici Dumnezeu nu poate da ce nu are, cu atât mai puțin noi. Biblia ne îndeamnă. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Și, relațional, lucrul acesta se aplică primordial ideii de prietenie. Isus a spus despre Ioan botezătorul: Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan botezătorul. Acum, dacă l-am putea întreba pe Ioan botezătorul ce înseamnă să fii cel mai mare om născut din femeie. El s-ar putea să ne răspundă în cuvintele pe care, de altfel, le-a folosit în timpul vieții sale: Să fii prietenul mirelui. Recent am ascultat un interviu cu Jeff Bezos. La întrebarea: Ce ai dori să se spună despre tine când nu vei mai fi? El a răspuns: Aș dori să se spună că am fost cel mai onest om de pe pământ. Ce ai vrea să se spună despre tine ca o concluzia vieții tale? Personal, mă gândesc că nu este har mai mare decât să fii considerat prietenul celui binecuvântat. Și el să primească prietenia ta.